Tudor, ai venit la Academia Hagi de la 15 ani. Cum a fost acel moment și cum te-a ajutat să progresezi? Ce ai găsit aici? Într-adevăr, am venit încă de la vârsta de 15 ani aici la Academie. Cred că a fost una din deciziile importante și foarte bune pe care am luat-o până acum. Aici am găsit tot ce era nevoie pentru ca eu să mă dezvolt cât mai bine și să am parte de o pregătire cât mai bună. Iar asta cred că se vede în acest moment și mă bucur că am ajuns să joc pentru prima echipă și să ajung să mă transfer. Cu ce se diferențiază Academia Hagi și de ce crezi că an de an să obțin performanță la cel mai înalt nivel cu grupele de junior? Academia se diferențiază prin faptul că există o filozofie aici și această bază extraordinară. Totul este pus la punct, de la școală, pregătire, antrenori, staff, tot ce ține de Academie este la cel mai înalt nivel și normal că asta ajută la obținerea rezultatelor și la ajungerea cât mai multor jucători la nivel înalt. Campionii creează campioni, este motoul Academiei Hagi. În 2017 echipa de seniori a devenit campioana României și totodată cea mai tânără campioană din Europa. Cât de mult a fost influențat acest lucru de titlurile naționale obținute an de an cu grupele de juniori? Este foarte important să crești de la nivel de junior cu această mentalitate de a-ți dori mereu să fii cel mai bun, să câștigi, să ai rezultate. Am fost învățați de mici să intrăm în teren cu gândul că putem câștiga și că suntem buni. Fiind cei pregătiți, aveam mereu și avem mereu încredere în noi și credem că putem obține rezultate cu oricine și asta mi se pare un lucru foarte important, ca din punct de vedere mental să fii pregătit în primul rând când intri în teren. Și cred că se vede faptul că nu ne simțim inferior față de nimeni, intrăm la fiecare meci cu aceeași mentalitate, dorindu-ne să câștigăm și să obținem cât mai mult. Exact lucrul acesta vreau să te întreb. Obiectivul a fost mereu acela de a câștiga, indiferent de vârstă, indiferent de adversar. Ați resimțit această mentalitate mai târziu, atunci când ați devenit seniori? Într-adevăr, cum am spus, este important să ai la nivel de juniori anumite rezultate, titluri câștigate, cupe și așa mai departe, întrucât atunci când vii la nivel de seniori, ți dorești să faci același lucru și cred că într-un fel asta stă la baza rezultatelor primei echipe, faptul că mulți jucători provin din Academie și vin cu această mentalitate de a câștiga, de a fi mereu mai buni, de a fi mereu cei mai buni. Și asta este un lucru extrem de important și foarte benefic.